ziua doamnelor și domnilor, pentru că tot abia ne-am despărțit de Dance Mihailescu, care a fost aici pentru o lansare Humanitas Fiction. Am să încep lansarea de la această oră împrumutând o foarte frumoasă formulă a lui și am să vă spun că lansăm o carte despre una dintre feminitățile exemplare, e formula lui Dance Mihailescu, o carte despre Regina Maria, ființa superlativului absolut, cum îi spune tot Dance Mihailescu. Tatiana Niculescu-Bran, Regina Maria, ultima dorință, dimpreună cu autoarea și cu Ana Blandiana, căreia îi mulțumesc foarte mult că este aici. Știu că trăiește cu ochii pe ceas, mi-a mărturisit acest lucru. Vom încerca la rândul nostru să configurăm din cuvinte mai potrivite sau mai puțin potrivite portretul acestei figuri cu totul și cu totul aparte, acest noroc ieșit din comun din istoria României, Regina Maria. Completând șirul de cărți din portofoliul Humanitas, că vorbim despre seria Casa Regală, despre cele trei jurnale de război ale Reginei Maria, despre balcicul ei, așa cum l-a povestit Lucian Boia, despre portretul pe care îl are în Suveranii României, carte tot a lui Lucian Boia, cartea Tatianei Niculescu-Bran e în felul ei o monografie Regina Maria, de fapt o monografie a inimii Reginei Maria. Poate îmi închipui cei mai mulți dintre dumneavoastră știți că vorbim despre dorința ei din testament, aceea de a respecta un ritual străvechi, medieval, un ritual pe care nu puțin dintre regii Angliei l-au adoptat la rândul lor, acela ca în momentul morții inima ei să fie despărțită de trup, inima s-a dus în balcicul mult iubit. Am ales pentru începutul lansării noastre un scurt portret, nu din cartea Tatianei Niculescu-Bran, mă voi întoarce și la cartea Tatianei Niculescu-Bran, dar mi s-a părut cumva interesant să auzim cu toții cum sună portretul Reginei Maria, așa cum îl face domnul Neagu Giuvara, care s-a întâmplat să fie contemporan și cu Regina Maria și ni se întâmplă și nouă norocul de a fi contemporani cu Neagu Giuvara. Vă citesc cele câteva rânduri din această scurtă istorie ilustrată a românilor, pe semne cel mai bun manual de istorie a României. Regina Maria e o prințesă pe jumătate englezoaică, pe jumătate rusoaică, nepoată de fiu a reginei Victoria a Angliei și nepoată de fiică a țarului Alexandru al II-lea, femeie cu mult cap politic și foarte energică. În mare parte sub influența ei, dar și fiindcă își dă seama care este adevăratul interes al poporului român, regele Ferdinand își calcă pe inimă, el, născut și crescut în Germania, și devine mai român decât mulți români și hotărăște, în august 1916, să intre în război împotriva propriei sale patrii de origine. Iată așadar să-i facem credit unui martor, Neagu Giuvara, o femeie cu cap politic și foarte energică. Cu cap politic, dar cu o inimă uriașă. Și despre această inimă a Reginei Maria, despre dorința ei foarte surprinzătoare pentru spațiul creștin-ortodox, pentru România nu doar a acelor ani, ci cred că și a anilor acestora, vorbim astăzi în standul editurii Humanitas. Vreau să spun că Regina Maria, ultima dorință, este, dacă bine am numărat eu, cea de-a șasea carte de autor a Tatianei Niculescu-Bran, o carte care încă o dată vine să ne dovedească harul, în primul rând, de mare povestitoare pe care îl are Tatiana Niculescu-Bran. Sunt povești de viață și fie că suntem la Tanacu, în Basarabia sau în Africa unor practici primitive, fie că suntem în România interbelică,
că suntem la Balcic, la Pelișor, cu urmând traseul reginei, inimii reginei Maria, suntem pur și simplu luați în posesie de acest har de povestitoare pe care i l-am recunoscut Tatianei Niculescu-Bran încă de la prima carte. Cred că ea a reușit deja să configureze în spațiul editorial românesc un anumit tip de discurs, un anumit gen de carte și m-aș bucura foarte mult ca încet, încet acest raft care numără deocamdată 6 cărți sub semnătura de autor Tatiana Niculescu-Bran să crească cât mai mult. Pentru că de adevărat alea cred la rândul meu, cum sigur crede și autoarea, că nimic nu e mai potrivit ca să transmită ceva decât povestea. Povestea e cea mai în măsură să ne învețe, cea mai în măsură să impună modele. Căci despre Regina Maria vorbim despre exemplaritate și despre model. Voi mai adăuga poate câteva lucruri despre această carte, care e, cred, până la urmă, cea mai pe înțelesul tuturor carte despre Regina Maria, dar o invit acum pe doamna Ana Blandian. Bună ziua! Eu o să încep în ordine inversă. Motivele admirației duble care m-au adus acum aici. Pentru că este vorba, pe de-o parte, de faptul că sunt o veche cititoare și ascultătoare a doamnei Tatiana Niculescu-Bran. Deci n-am descoperit-o la această carte și nu odată cu această carte, doar o admir. Și pe de altă parte pot să vă spun lunga poveste, pentru care nu o să am timp, pe cât e de lungă, a dragostei și admirației mele pentru Regina Maria. Am descoperit-o, deci, pe doamna Niculescu-Bran, o știam de la BBC, dar acolo era greu, de fapt, să desparți personalitatea de spiritul BBC, pentru că ceea ce era admirat era felul în care toți se încadrau în spiritul BBC, care ne cucerea. Nu, trebuie să spun că nu mi-am gândit niciodată atunci că este o scriitoare atât de talentată. Am descoperit-o odată cu spovedanie la Tanacu și aș vrea să sublinez. Există mii, milioane de scriitori talentați în lume. Deci nu numai talentul, nu numai faptul că este într-adevăr o povestitoare de mare farmec, ci felul în care, în primul rând, curajul cu care își alege pentru a scrie cărți de literatură, subliniez de literatură, niște întâmplări absolut reale, cărora nu le calcă niciun nimic. Adică rămâne absolut credincioasă adevărului, să spun, spiritului BBC, să zicem. Și totuși, cartea pe care o scrie despre nopțile patriarcului sau despre spovedania la Tanacu este o carte de literatură de foarte bună calitate. Acest amestec aproape științific de obiectivitate și în același timp de pasiune, pentru că de fiecare dată, deși se respectă ad literam toate datele întâmplării reale, autoarea pledează cu pasiune pentru o teză. M-a cucerit. Deci respectul meu merge spre un anumit tip absolut special de scriitor pe care îl avem în față și de la care nu mă îndoiesc că vom avea în continuare multe surprize.
plăcute și literare, dar și de viziune asupra unor evenimente pe care le trăim noi înșine. Cartea despre Regina Maria este, respectă în mare măsură această schemă, să zicem, literară, fără nimic pejorativ în cuvânt, dar aș putea zice că este mai științifică. Adică eu personal am învățat din ea enorm, deși am citit poate că în orice caz majoritatea cărților care s-au scris despre Regina Maria. Este o carte documentată cu minuțiozitate, de la lista regilor britanici, englezi, care și-au îngropat inima regilor și reginelor. Sunt 17 care și-au îngropat inima în altă parte, până la prezentarea cu mare grijă pentru a nu lăsa să alunece în tipul de nu știu dacă se poate folosi cuvântul bârfă în legătură cu o regină, însă Regina Maria a fost toată viața ei extraordinar de asaltată de tipul de comentarii care, pentru că era frumoasă, pentru că reușea să domine tot ce era în jurul ei, trezea un tip de invidie ca și un tip de adorație, și tocmai de aici venea invidia, care au făcut să plutească în jurul ei tot felul de aureole de diverse culori. Ei bine, una din ele este aceea a religiei Bahai de la Balci. Ei bine, felul în care doamna Tatiana Niculescu Bran descrie Barcicu, admirația și finețea cu care o face, felul în care explică, punând cap la cap, evoluția religioasă a Mariei, deodată face ca ideea că la bătrânețe, ăsta e un termen care în cazul ei mi se pare foarte straniu, pentru că de fapt ea a murit la 66 de ani, nu este o vârstă matusalemică, a murit de fapt în urma unui accident, și de câte ori văd poze ale ei din ultima parte a vieții, mă gândesc că este evident că dacă n-ar fi trăit acea tragedie și dacă n-ar fi consumat-o atât de mult drama relațiilor ei cu fiul ei, regele, probabil că ar fi arătat mult mai frumoasă și mai tânără la vârstele respective. Bine, această carte explică perfect că n-a fost vorba de o bizarerie că ajunsese la o nu știu ce religie orientală. A fost vorba pur și simplu de faptul că un copil care fusese născut și crescut anglican, care odată cu mutarea devenirii tatălui ei, fiul reginei Victoria, duce german, a descoperit protestantismul, că odată cu căsătoria cu Ferdinand a descoperit catolicismul, că mama ei era ortodoxă ferventă, care i-a dat toate sfaturile necesare pentru că, ajungând într-o țară majoritar ortodoxă, să știe cum să se poarte. Ei bine, tot acest amestec în care ea a învățat să respecte diversele forme de creștinism, descoperind de fapt esența comună a tuturor și, dincolo de asta, frumusețea cu care credința stă într-un echilibru perfect, cel puțin în cazul ei. Cultul frumuseții care a devenit religios la Balcic și care, peste care, evident, ar fi trebuit să se suprapună și în zilele noastre am impresia că chiar se întâmplă, cultul Reginei Maria
este de fapt un imn pe care Regina Maria l-a înălțat toată viața frumosului. Mi-amintesc că din memoriile ei, cum povestește, cum arătau palatele în care a ajuns la București și cum primul lucru pe care și-a îngăduit să-l facă când i s-a permis să-l facă a fost să schimbe mobilele, să aranjeze totul, să arate mai frumos. Aș vrea însă să profit de un spațiu public ca să spun ceva ce de mult voiam să spun și n-am avut cui și n-am avut unde. Eu cred că Regina Maria este una dintre personalitățile istoriei românilor, cărora românii trebuie să le fie cel mai recunoscători. N-am nicio îndoială că fără Regina Maria n-ar fi existat România Mare. Nu știu sigur dacă ar fi existat chiar și toată rezistența din Moldova, adică ar fi început, dar nu știu dacă ar fi rămas în picioare fără forța ei sufletească. Ei bine, această extraordinară regină care, cum să spun, care a făcut să scoată la New York mulțimi în stradă și se cunosc acele extraordinare fotografii în care americanii o acopere cu confeti. Și în România nu are nicio statuie. Am descoperit că are una la Oradea, dar este într-un loc în fața teatrului în care este un pom mare care o acopere și eu care sunt orădeancă. Nu mi-a venit să cred când mi-a spus cineva, dar ai văzut că am pus o statuie a Reginei Maria și ea nu prea se vedea, mă rog, și am descoperit-o. Am aflat de curând că este în curs de a se face la București sau, mă rog, deci s-a hotărât deja și locul și autorul și o statuie a regelui Ferdinand. Mi se pare de neînchipuit, adică că nu sunt făcuți împreună, adică lăsând la o parte cât de frumos ar fi ca în acest oraș care are atât de puține statui să existe un grup statuar a regilor care au făcut România Mare. Dar ideea, iertați-mă, eu nu sunt deloc feministă și în general am protestat de câte ori am fost întrebată pe teme de astea, dar este evident că nu l-au dat prin cap ca în cadrul unui monument al României Mari să o pună și pe ea, ține de faptul că chiar nu s-au gândit că o femeie este cea care a determinat lucrurile atunci. Dacă există printre dumneavoastră sculptori sau viitori primari, aș vrea să fac un apel, adică în mod normal pentru o asemenea personalitate, pentru o asemenea frumusețe, ar trebui nu numai să umplem orașele țării cu statui ale ei, ar trebui să facem filme pentru care are, oricum este o personalitate atât de carismatică încât noi am avea de câștigat, nu ea. În ceea ce mă privește, aș vrea să mai fac o singură mărturisire, că mult înainte de a ști mare lucru despre Regina Maria și în general despre istoria noastră, cred că aveam vreo 12 ani, am descoperit în biblioteca tatei un roman gotic, a cărui autor era scria Regina Maria. Nici nu m-am gândit că este vorba de o regina României, adică era un roman care se petrecea acum cu capul de acum, cu capul de cinefil de acum. Mă gândesc că era un roman ca și când ar fi fost scris după ce a văzut filmele expresioniste germane. Se petrecea în evul mediu german cu cabaliști, cu, mă rog, un roman pe care nu mai țin minte cum îl cheamă, dar care țin minte că m-a fermecat și de pe urma căruia am rămas ani de zile și într-o oarecare măsură și acum cu pasiunea pentru tot ce înseamnă ocultismul evului mediu și după aceea
aceea însă, și de data asta chiar vorbesc ca un scriitor, este evident că mai ales povestea vieții mele, deci o carte, deci jurnalul este jurnal, jurnalul este extraordinar că a avut puterea să-l scrie pe lângă câte făcea, adică o persoană ca mine este cea mai măsură să o admire, pentru că eu de o viață întreagă, la 1 ianuarie îmi cumpăr un caiet și scriu pe prima pagină că începând cu această zi voi scrie jurnalul regulat și niciodată n-ajung până la sfârșitul lunii ianuarie, adică mă țin câteva zile pe care mereu sunt prea ocupată, prea ca să mai ajung seara să-mi scriu jurnalul. E bine faptul că această extraordinară femeie care era regină, dar era, cum să spun, făcea tot ce făcea sau mult mai mult decât făceau miniștrii, mai mult, adică avea o viață extraordinar de complicată, constructivă pe tot felul de planuri, mai avea puterea seara să se așeze și să scrie lungi pagini despre ziua respectivă cu caracterizări ale oamenilor politici, știind și scriind de altfel chiar cu acest gând ca să rămână în istorie părerea ei despre ceea ce a trăit și ce s-a întâmplat, este extraordinar. Dar literar vorbind, povestea vieții mele, memoriile ei, sunt o carte minunată de literatură. Eu cel mai, de pe urma ei, mă rog, de pe urma acestei cărți am rămas cu multe, multe idei. Una dintre ele, pe care cred că nu o aveam înainte, este cât de nefericiți erau regii. Adică cum un rege n-avea dreptul la nimic, adică în primul rând n-avea dreptul la naționalitate, dacă se muta dintr-o țară în alta, trebuia să devină alt om și așa mai departe și așa mai departe. Citind cartea doamnei Tatiana Niculescu-Bran, o să învățați enorm de multe lucruri despre Regina Maria, despre epoca în care a trăit. Este o carte mai puțin de literatură, din literatură a luat doar capacitatea de a povesti a scriitorului. Este o carte aproape științifică despre această ființă extraordinară. Vă mulțumesc! Le mulțumesc doamnei Iana Blandiana și Lidiei Boda pentru vorbele minunate pe care le-au spus și pe care le atribui Reginei Maria mai curând decât mie. Pentru că timpul e scurt, o să spun numai două vorbe. Am scris cartea asta dintr-o suflare îndrăgostită, fiind de Balcic întâi și apoi de personalitatea Reginei Maria, care era o personalitate, dacă ar fi să o definim pe scurt și în două vorbe, a unei femei care căreia îi pasă și ca om politic, și ca regină, și ca femeie, și ca scriitoare, și care nu se lasă. Și întâmplător sau nu, eu aici am avut parte de o lansare făcută de două doamne care fiecare în viața sa profesională fac parte din această categorie rară de oameni, cei cărora le pasă și cei cărora le pasă de alții și cei care nu se lasă. Vă mulțumesc tuturor! Înainte de autografe, eu aș adăuga la meritele cărții pe care Ana Blandiana le-a subliniat atât de frumos încă unul, și anume acela că e o carte scrisă cu smerenie și admirație și iată, promiteam în completarea portretului făcut de Neagu Giuvara, un flash portret făcut de Tatiana Niculescu-Bran. În timpurile de răstriște ale țării, când Blajinul și timidul ei soț se temea să ia decizii ferme, când România avusese de dus un război, când poporul trebuia sprijinit și îmbărbătat, iar țara întregită, când fiul ei cel mare umbla din femeie în femeie, lăsând de izbeliște partidele politice, guvernul și cauza națiunii lui, cine fusese farul în bezna atâtor îndoieli și trădări?
cine stătuse la capătul răniților de pe front, dându-le o rază de speranță? Cine luminase drumul negocierilor către conferința de pace de la Versailles și către România Mare? Ea, Maria României, Stella Maris. Foarte frumos! Tatiana Niculescu-Bran autografe în continuare. Pe doamna Ana Blandiana o sechestrăm în stand, deoarece urmează o altă lansare deosebită la Humanitas, 11 autori Humanitas, citindu-și cele mai frumoase pagini